top acțiuni supraevaluate de la BVB, dar și din Statele Unite. Vom prezenta astăzi o selecție care, din punctul nostru de vedere, reprezintă niște acțiuni pe care nu le-am atinge, în care nu am investit în acest moment. Nu neapărat pentru că aceste companii nu sunt valoroase sau nu au potențial de dezvoltare, ci pentru că pur și simplu prețurile din acest moment nu le recomandă pentru astfel de investiții, chiar dacă unele din ele sunt Destul de tranzacționate, au volume mari, sunt îndrăgite de investitori. Dacă ne uităm strict pe cifre, nu cred că este un punct de intrare, un preț bun de achiziție. Și o să începem cu trei companii listate la bursa din New York, prima dintre ele fiind AMD, despre care am mai discutat. Dacă ne uităm pe prima linie, vedem indicatorii aceștia de PI, atât pe ultimele 12 luni cât și cel forward, la niveluri ridicate, 427 pe ultimele 12 luni și un PI forward de 35, pare supraevaluată această companie, AMD, ea într-adevăr recuperează din market share-ul celor de la Intel pe piața aceasta de microprocesoare, a avut evoluție bună în ultimii ani, și din punct de vedere profit, și din punct de vedere revenue. La ultima raportare, nu a fost atât de bine văzută, pentru că a avut pierdere după mult timp, am spus și noi într-un episod anterior, dar, strict, din punct de vedere al prețului, cred că în acest moment este mult peste ceea ce ar trebui să fie pentru o zonă de fair value, așa cum ne uităm noi la companii în care vrem să investim. Și dacă ne uităm și pe grafic, vedem RSI-ul pe ultimul an, este aproape de pragul maxim pe unde a mai fost în ultimele luni, adică în zona de 70-80. MACD-ul la fel Momentan arată un trend ușor crescător, dar cred că se va întoarce acest trend cât de curând. Iar prețul a fluctuat, dacă ne uităm pe 12 luni, pentru această companie a ajuns și în zona de 60 de dolari, acum este aproape de 100, a evoluat în acest canal destul de mult, într-o zonă laterală, dar, având în vedere ultimele raportări, cred că este supraevaluată din punctul meu de vedere. O altă companie care pare supraevaluată în acest moment este Amazon. Are un preț pe earning de 269, iar forward price per earning 73. Amazon întotdeauna a avut un preț pe earning destul de mare. Price per sale 221 în acest moment. Din punct de vedere grafic, și Amazon este supraevaluată. Adică, cred că este mai mult un, un punct de vânzare decât de cumpărare acesta în care este acum, dar totuși nu este atât de scumpă cum este AMD. Amazon are o, o divizie de cloud, Amazon Web Services, practic cel mai mare furnizor de servicii de, de tip cloud din acest moment, al doilea este Microsoft. Și Amazon chiar ar putea să beneficieze de inteligență artificială față de, față de AMD, de exemplu. E printre cele mai mari companii listate la bursa din Statele Unite, market cap foarte mare. Dezvoltările financiare la Amazon fluctuează, din punctul meu de vedere, ei sunt răspândiți pe foarte multe industrii, mai multe decât pot managerea în acest moment și din activitatea lor de bază nu Realizează profit. Asta e principala problemă. Așa cum o văd eu, se mențin pe profitabilitate doar prin prisma AVS, această divizie lor de cloud care este foarte profitabilă și care practic trage după ea întreaga companie. De aceea, pentru mine, Amazon nu a fost niciodată o companie la care să mă uit ca și o oportunitate pentru a investi în ea. Este poate o companie de viitor, nu negă acest lucru, dar prin prisma rezultatelor financiare din ultimii ani, eu nu aș investi în acest moment, iar dacă ne uităm strict pe acești indicatori de preț, clar este supraevaluată, profitul este foarte mic relativ la cifra de afaceri pe care acestea o generează an de an. O a treia companie la care ne vom uita înainte să trecem la zona de BVB este NVIDIA. La fel ca și AMD, am mai vorbit despre NVIDIA în episoade precedente de mai multe ori, a ajuns într-o zonă de preț la care la fel nu cred că poate fi cumpărat în acest moment. Nu știu dacă dintre cei care ne urmăresc există investitori în NVIDIA, poate au cumpărat-o în alt moment și deja acum registrează profit, dar la acest nivel de preț la care a ajuns acum în zona de 280 de dolari este greu de investit în Nvidia. Dacă ne uităm pe PI, de exemplu, ultimele 12 luni, 167, iar forward se gândesc analiștii că ar putea fi în zona de 64, ceea ce, deși scade acest indicator, este în continuare la un nivel foarte ridicat. Price per sell la fel aproape de 27. Din punct de vedere al graficului, vedem la fel că RSI-ul este într-o zonă superioară a acestui canal, aproape de 70, așa cum am văzut și la AMD. Volumele sunt destul de ridicate. Este o companie care este în atenția investitorilor, dar. Nu văd motive pentru care prețul în acest moment crește, rezultatele financiare la ultimul trimestru au fost relativ slabe. Dacă ne uităm la graficul acesta, în octombrie, când costa 100 de, 120 de dolari, în octombrie, dacă vă amintiți, acum 8 luni, era perioada aceea în care urmau să se desfințeze calculatoarele și ne mutam înapoi pe hârtie, pentru că și și Intel avea aceeași problemă. Nimeni nu mai folosea procesoare, nimeni nu mai folosea nici plăși video. Așadar, în octombrie, 120 de dolari, acum 280, nu, 300 de dolari este. Incredibil. Nvidia este clar supraevaluată, cred că din cele pe care le-am prezentat până acum, aceasta este cea mai scumpă. Are un price, price sales 26,93. Este, este, scumpă, este foarte scumpă. Cu siguranță are potențial de creștere, însă nu, cu, nu la prețul acesta, în opinia mea, este un moment excelent de vânzare. Asta nu înseamnă că dacă eu cred că trebuie vândută, nu va mai crește. Fiecare face analiza proprie, este o companie pe val în acest moment. Vedem Teraplast, price per earning 201, iar price per sale 173. Aceste multipli sunt calculați în funcție de raportările din pentru Q1, pentru trimestrul 1. Trimestrul în care pentru prima dată după mult, mult timp, eu nu știu când a mai raportat așa Teraplast, dar Teraplast a raportat pierdere. În continuare, prețul... 054, 54 de bani. Cred că are un, un suport pe la, pe la acest preț, pe, la această valoare. Numărul de tranzacții este foarte scăzut. O ajute să nu își pierdă din preț. Pentru că Teraplast, o companie din România pe acest domeniu, cu preț pe anii 201, clar este supraevaluată, este mai scumpă ca Nvidia pe care am văzut-o mai devreme și care mie mi se părea foarte scumpă. Singur motiv pentru care se menține în acest preț este pentru că sunt foarte puține tranzacții în piață. Volumele au scăzut dramatic în 2023 pentru toate companiile, dar și Teraplast are aceeași problemă. Rezultatele financiare foarte slabe, nu doar în ultimul trimestru, ci în precedentele 3-4 trimestre au fost cam la fel. Dacă ne amintim, prețul a ajuns și într-o zonă de 1,2 lei pe acțiune acum ceva timp, un an, un an și jumătate, apoi a scăzut destul de mult. De ceva luni se menține prin această zonă de 0,55-0,60. Am avut și eu un portofoliu, am ales să o lichidez. Nu văd în această perioadă un potențial pentru această companie are mai multe probleme, nu neapărat interne, dar din punct de vedere al industriei în care acționează. Pentru un moment o ținem într-un watchlist, dar nu, nu investim. Prețul este, așa cum vedem aici, așa cum ai spus și tu, foarte mare pentru ceea ce raporta compania la ultimul trimestru. Mergem mai departe către Medlife, o companie cu potențial bun, cred eu, pe termen mediu și lung, dar dacă ne uităm pe indicatori calculați pentru Q1, PI-ul este 100 pentru orice companie este un, un indicator mare. Medlife este printre principale jucători de pe piața de healthcare de, din România. Prețul a avut de suferit, s-a menținut aici în zona de 20 de lei o perioadă, acum este aproape de 17, 5. Nici din punct de vedere al indicatorilor SAI sau MACD nu stă foarte bine. Cred că este și ea supraevaluată din acest top pe care l-am ales noi. După teraplasta a doua cea mai supraevaluată companie de la bursa noastră, dintre companiile care au, să spunem, lichiditate cât de cât în aceste condiții de piață. Nu am citit raportul de la Medlife pentru primul trimestru, Însă noi am adăugat MedLife la oportunitate de vânzare, cred că în luna februarie, pentru că era aproape de 20 de lei. MedLife este o companie foarte bună, totuși nu este atât de, de scumpă cum e Teraplast. Recunosc că nu am urmărit ultimul raport, nu știu dacă au raportat profit negativ, însă ei au achiziționat foarte multe companii în anii precedenți, iar din raportul pentru anul 2022 am reținut că în anul 2023 și 2024 se va face o optimizare a business astfel încât să probabil să poată să păstreze și să crească, să păstreze bucățile cele mai bune din companiile pe care le-au achiziționat și să crească profitabilitatea. Într-adevăr Medlife este scumpă în acest moment conform rezultatelor actuale, însă eu cred că pe la 10 lei ar putea fi o oportunitate. Iată price per sale 1,22. La fel și Teraplast, dacă vedem price per sale 1,73, nu sunt niște niște multipli îngrijorători aceștia, însă profitul suferă foarte mult. Superforma Network, o companie de pe piața Aero, unde tranzacțiile sunt practic inexistente în acest moment, vedem că se, se tranzacționează la un market cap mai mic ca cifra de afaceri, price per 0,67, totuși price per earning 91. Este, este foarte scumpă din acest punct de vedere. Pe grafic nu pot să trage absolut nicio concluzie, la astfel de volume nu contează ce se întâmplă pe Magda și pe RSI, însă, la fel ca, ca orice companie din zona aceasta de aero, pot exista creșteri însemnate în balanța rezultatele financiare pentru o astfel de companie, chiar și de la una la alta sau de la un trimestru la altul. Pentru că în momentul în care o companie cu market cap mic reușește să semneze și să contracteze un proiect semnificativ, atunci practic se dublează cifra de afaceri, se dublează profitul, cum am spus, de la un trimestru la altul. Lipsa volumelor și a tranzacțiilor este și principalul motiv pentru care vedem în acest grafic. Prețul s-a menținut constant, cred că de la începutul anului 2023, în această zonă de 1,8 lei pe acțiune. Volumele sunt foarte mici spre 0. Compania pare supraevaluată, dar nu e singura problemă a acestei acțiuni și cel mai important din punctul meu de vedere e faptul că nu există tranzacții, nu sunt investitori interesați mai ales de piața aero, dar și de piața principală și chiar dacă, să spunem, la următorul trimestru ar raporta mult mai bine și un profit în creștere, nu cred că ar schimba foarte multe în evoluția de pe bursă, așa cum am văzut și la Teraplast, de exemplu, prețul s-a menționat în acea zonă doar pentru că nu există investitori interesați, nu sunt volume și compania, deși a raportat rău, la ultimul trimestru, nu a avut un impact în prețurile pe bursă, așa cum ar fi de așteptat. Ne revedem în episoadele următoare, așteptăm și părerile voastre în comentarii pe curând.